Mesaj de interes public. Sistemul de energie termică al capitalei este în colaps. Nu o spun bucureștenii care s-au plâns toată vara de lipsa apei calde la robinete, ci chiar administratorul special al Electrocentrale București, Claudiu Crețu. Asta în timp ce oamenii se întreabă cu îngrijorare dacă vor avea apă caldă și căldură în apartamente în această iarnă. Care sunt soluțiile? Discutăm chiar acum cu administratorul special Elcen, domnul Claudiu Crețu, și alături de mine este și jurnalistul Digi24, Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Mă întorc la dumneavoastră, domnule Claudiu Crețu, pentru că spuneați într-un interviu că vă simțiți ca în bancul cu Petrică și Lupul. Despre ce este vorba? La ce v-ați referit? În primul rând aș vrea să fac o precizare. Am spus că suntem aproape de colaps. Am spus că suntem într-o situație foarte dificilă, suntem în al 12-lea ceas. Referitor la bancul cu Petrică și Lupul, l-am folosit tocmai pentru că în ultimii ani s-a tot repetat că sistemul de termoficare al capitalei este într-o situație dificilă și foarte multe persoane, da, tot auzim asta în fiecare an. Din păcate, sistemul s-a degradat, nu au fost făcute investiții consistente, nu s-au făcut reparații serioase, consistente, și iată că vara trecută am observat cu toții că a fost o problemă cu apa caldă. Din păcate, sezonul rece s-a apropiat, urmează încălcarea instalației de încălzire și, din păcate, vor fi avarii și vor fi probleme. Va trebui un management de criză serios, vor trebui gestionate rapid, astfel încât cetățenii să nu sufere de lipsa apei calde și a căldurii. Dar trebuie să fim realiști și să ne așteptăm la aceste probleme. Totodată menționăm că este important ca din primăvara viitoare să putem demara reparații și investiții serioase, astfel încât acest sistem să poată fi unul sigur și funcționalitatea lui să fie una bună în anii care urmează. De ce până acum nu s-a făcut nimic? De ce am ajuns în 2020 în această situație ca oamenii să nu aibă apă caldă în timpul verii și iată, se apropie sezonul rece, deja a venit frigul, cu siguranță va fi nevoie de căldură în apartamente, de apă caldă. De ce s-a ajuns aici? Cauza este una singură sau cauza principală este lipsa de finanțare. Vedem cu toții bucureștenii cum resursele capitalei s-au dus pe lucruri vizibile, dar nu atât de importante. Vedem în fiecare zi în oraș cum se schimbă borduri, vedem în fiecare zi în oraș alte flori, vedem spațiu verde și nu vreau să mai dezvolt discuția. Din păcate, acest sistem care este sub asfaltul pe care trecem în fiecare zi a fost neglijat, nu s-au făcut investiții la timp, nu s-au făcut reparații și evident, gândiți-vă că are 60 de ani, 70 de ani și are nevoie de modernizare, are nevoie de finanțare. Deci cauza principală a fost lipsa finanțării. Alături de mine este și colegul meu, Florin Negruțiu. Florin... Eu am o curiozitate de consumator de apă caldă. Mă rog, asta este o extravaganță în București. Domnule Crețu, când dăm drumul la apă caldă și vine rece și ne spuneți lăsați-o să curgă, că vine ea până la urmă, apa rece care vine pe conducta de apă caldă se plătește ca apă caldă sau ca apă rece? Vă dau acest răspuns, nu numele Elcen, pentru că Elcen produce apa caldă și o vinde la gardul centralei către termoenergetica, dar dat fiind că am experiență în acest sistem, vă pot spune că apa caldă se plătește doar atunci când are temperatură. Deci în subsolul blocului există contoar de gigacalorii. Deci se plătește doar apa fierbinte. Ceea și mai am o curiozitate. Ca și gigacalorie, este diferența de temperatură. De ce există Elcen și termoenergetica? De ce nu există o singură companie care să se ocupe de apa caldă și căldura din București? N-am înțeles niciodată de ce trebuie să vă împărțiți sarcinile și, după cum s-a văzut, nu puteți să vă înțelegeți cele două companii, pentru că una ține de Ministerul Energiei, cealaltă ține de Primăria Capitalei. Întotdeauna când au fost reparații, fiecare și-a făcut propriile revizii și reparații
Și în final, consumatorul final, nu? Este cel care pierde. Această împărțire este istorică. Undeva la începutul anilor 2000, 2001, 2002 a fost o decizie ca producătorii de energie termică în cogenerare să fie transferați către autoritățile publice locale. S-a făcut acest lucru în România, dar nu la București și alte câteva județe, Constanța, Galați, etc. Din păcate, această împărțire a dat naștere la mari probleme. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Știm foarte bine cu toții situația istorică cu penalitățile, rostogolirea lor și așa mai departe. Soluția corectă, am mai spus-o, este integrarea acestui sistem pentru a avea o abordare sincronizată atât a investițiilor, cât și din punct de vedere comercial. Vreau să vă spun că Elcen S.A. este într-o situație ingrată. Servește un interes public, da? Livrează apa caldă, care este un serviciu public, dar funcționează după reguli comerciale. Teoretic, un agent comercial, o companie, în momentul în care livrează o marfă și nu încasează suma, oprește livratul mărfii. La Elcen nu poate fi vorba de așa ceva. Elcen livrează în continuare și va livra în continuare pentru că serviciul public de termoficare nu poate fi oprit. Însă, din păcate, iarăși știm cu toții, nici Radet și nici acum Termoenergetica nu sunt cu plățile la zi din cauza faptului că Primăria Generală a Capitalei nu a plătit subvenția la zi. Și iată că circuitul financiar nu mai este unul sănătos, nu se mai pot face reparații, nu se mai pot face investiții și sistemul se degradează în timp. Și avem de suferit cu toți. Da, circuitul apei calde în natură este în felul următor. Cei de la Elcen dau apa caldă, ea se duce la Termoenergetica și de acolo se duce în pământ. În fiecare zi, în București, se pierd tone, sute, mii de tone de apă caldă. În fiecare oră se pierd 2000 de tone de apă caldă prin țevile ciuruite ale capitalei. Țevile ciuruite, pe care trebuie să le schimbi. Și iarna trecută, exact ce spui tu. Ce speranțe există, domnule Claudiu Crețu, ca în perioada următoare să se rezolve lucrurile? Cu siguranță se vor remedia lucrurile peste noapte, dar măcar primii pași să se facă. Eu personal sunt foarte optimist. Ați văzut în presă primarul general ales, Nicușor Dan, în prima a doua zi după alegeri, a avut o vizită la Elcen. Am avut discuții consistente în care am văzut angajamentul primăriei generale de a moderniza, de a face reparații și de a eficientiza acest sistem. Rămânem optimiști, vom face toate eforturile ca această iarnă să treacă cu cât mai puține probleme și sperăm ca din primăvara viitoare, într-adevăr, să ne apucăm de modernizarea serioasă a acestui sistem vital pentru București. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal. Florin, scurte concluzii. Eu nu sunt atât de optimist. Eu cred că vor dura ani de zile, dacă nu chiar un deceniu și, ca să rezolv problema apei calde în București. Și ca să rezolv problema apei calde în București, ar trebui să sapi începând de astăzi. Și dacă astăzi se deschide șantierul, durează 10 ani. Îți spun toți specialiștii consultați că asta înseamnă schimbarea țevilor din București și modernizarea centralelor. Apoi, singura modalitate în care să ai o gestiune eficientă a fondurilor e să ai o singură companie, nu două. Avem două probleme la București. Transportul și apa caldă. Transportul la noi este împărțit, metroul la guvern, transportul de suprafață la primărie, apa caldă, da? Jumate este la guvern, jumate este la primărie. Se pierd foarte mulți bani, există nenumărate blocaje pentru că din pricina disputelor politice întotdeauna apar astfel de blocaje, apoi fiecare își face singur reparațiile și modernizările, nu știe stânga ce face dreapta. Sunt probleme pe care trebuie să le discuți foarte serios cu cetățenii. Nicușor Dan nu o să aducă apa caldă în a doua zi de mandat. Nu o să o aducă nici în a treia zi, nici în a patra zi. Dar trebuie să le spună bucureștinilor foarte cinstit. Urmează, uite, 1, 2, 3, 4, 5 ani în care viața voastră va fi destul de grea, pentru că va trebui să schimbăm toate țevile de sub bulevard. De asta înseamnă deschidem șantiere, zgomot, gălăgie, praf și așa mai departe. Dar la finalul acestor ani
s-ar putea să trăim un pic mai bine. Florin, îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste precizări. De urmărit acest subiect, cu siguranță sunt foarte mulți bucureșteni care își doresc apă caldă, așa cum ar fi normal în 2020.